Adam a trăit 930 de ani, Noe a trăit 950 de ani. Omul care a atins cea mai înaintată vârstă este Matusalem, 969 de ani. Ce sunt anii omului? Câți trebuie să numere ca să ajungă la căruntețea înțelepciunii? Câte primăveri trebuie să se scurgă pentru ca toamna să se așeze tihnit și să facă loc blând iernii? Ce face iarna nemiloasă și aspră? Dar ce o face blajină și dulce de purtat? Oare nu de modul în care ne-am plămădit și arat fiecare țărâna primăvara? De cum am consumat căldura și tăria verii, de cum am cules roadele toamnei, depinde și liniștea iernii? Biserica se raportează la bătrânețe ca la un lucru foarte important. De ce? Pentru că bătrânețea prin sine reprezintă înțelepciune. Reprezintă experiență de viață, într-un cuvânt. Și aceasta se traduce în multă lucrare duhovnicească și multă lumină pe care omul o acumulează aici pe pământ. Sau ar trebui să o acumuleze. De aceea, înțeleptul Solomon spunea că bătrânețele cinstite nu sunt cele ce se numără cu numărul anilor, ci înțelepciunea este la om adevărata căruntețe, iar vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Potrivit Sfintei Scripturii, bătrânețea se caracterizează în primul rând prin discernământul dreptății, prin discernământul duhovnicesc și ea este în cinste atunci când este folositoare, când se constituie o punte între generații, când devine memoria trecutului și din această memorie ea devine folositoare celor mai tineri. În Vechiul Testament citim cu uimire că oamenii trăiau sute de ani. Mulți se apropiau chiar și de 1000, nășteau copii la 300, 400 sau 500 de ani și erau în putere. Este o realitate care se schimbă după potopul lui Noe și pentru care știința nu a găsit explicație. De ce? Pentru că cel ce a făcut pământul, iar din țărâna sa a plămădit pe om, ca omul să aibă grijă de toată creația, ține și secunda, și anii, și veșnicia. Ce știm sigur este faptul că timpul îndelungat pe care unii ajung să-l trăiască este un dar al lui Dumnezeu. Înainte de potopul lui Noe, să spunem, există în Scriptura, în Cartea Genezei, vârste ale celor trei patriarhi, Set, Matusalem și Noe, care au depășit vârsta de 900 de ani, sunt cifre, le-am numit noi, simbolice, care definesc o viață îndelungată pentru că au trăit în cea mai strânsă și apropiată comuniune cu Dumnezeu. După potopul lui Noe, ceilalți patriarhi, cum este Avram și Isaac, au trăit în jur de 175-180 de ani. Am spune că erau doi tinerei pe lângă ceilalți patriarhi de înainte de potop. Omul care a trăit viața cea mai îndelungată aici pe pământ a fost Matusalem. De aici și sintagma de viață sau vârstă matusalemică, 969 de ani. Însă, după potop, se întâmplă un lucru pe care oamenii de știință nu au reușit să le exprime, să-l
înțeleagă până astăzi, și anume viața umană se scurtează foarte mult. Ce știm noi despre scurtarea vieții umane este faptul că, în primul rând, se datorează păcatului uman. Păcatul este cel care intervine și face un dezechilibru între om și Dumnezeu și se duce acest dezechilibru până la nivelul naturii umane. Auzi, bătrân, 94 de ani, gândiți-vă, la vârsta asta ce mai poți să mai faci? Nici nu mai aud bine, nici nu mai văd bine, n-aștept șase de plecare. În tot momentul. Dar nu vreau să mă duc neiertat. Că de încolo nu este pocăință numai aici. Și nădăjduiesc. Nu pot să-L oblig eu pe Dumnezeu să facă ce vreau eu. Numai mă rog. Mă rog cu smerenie. Smerenie și iar smerenie. Viața noastră nu-i jucărie. Ultimul cuvânt asta e rugați-vă neîncetat. Am obosit, fraților, că-i bătrân. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia, o steneală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce. Șaptezeci, spune psalmistul. 80 de vom fi în putere, iar restul osteneală și durere. Dacă ajungem anii aceștia, dacă vom fi în putere când viața va însuma aceste bogate și de mulți dorite cifre, știe doar bunul Dumnezeu. Bătrânețea este, în cele din urmă, acea etapă din parcursul fiecăruia când viața trebuie trăită plenar, cu înțelepciunea a tot ce a experimentat și cu responsabilitatea acestui timp în care clepsidra scurge ultimul nisip. Bătrânețea este una dintre etapele importante ale vieții umane. Psihologic și științific, oamenii împart viața umană și existența umană în patru mari etape. Este vorba de copilărie, apoi tinerețea, maturitate și, desigur, bătrânețea. Uitând, de fapt, că mai există una, este viața intrauterină. De ce este atât de important lucrul acesta? Pentru că s-a suprimat ceea ce de fapt înseamnă întregul proces al vieții umane, care ia ființă în pântecele mamei. Este cea mai scurtă dintre cele cinci etape ale vieții, dar și cea mai complexă, cu care începe viața și iată se încheie cu bătrânețea. Așadar, bătrânețea este o etapă din viața noastră, cea mai importantă pentru cei care ajung la bătrânețe, deoarece ea ne apropie mai mult de moarte și atunci ar trebui să ne gândim mai mult la momentul plecării noastre în această lume. Bătrânețea este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în parte, cei care ajungem această frumoasă vârstă. Potrivit Sfintei Scripturii, bătrânețea este o perioadă a vieții la care omul ajunge datorită binecuvântării, o vârstă răsplătită de Dumnezeu pentru omul credincios care a împlinit poruncile sale. Astăzi se încearcă o definire, să spunem, a bătrâneții și a vârstei a treia, pornind de la anumite criterii anagrafice și se consideră că există o categorie de tineri bătrâni între 64 și 74 de ani, că există bătrâni între 74 și 84 și există mari bătrâni între 84 și 99 de ani și centenari. Bătrânețea sau îmbătrânirea este un fenomen fiziologic, așa cum a fost el descris de decenii. Îmbătrânim în funcție de ceea ce reprezintă
interacția dintre noi și mediul nostru de viață. Putem îmbătrâni înainte de vârstă, după 40 sau 50 de ani, și putem să fim tineri în funcție de condițiile în care am trăit, în funcție de ceea ce am făcut până atunci și în funcție de ceea ce viața ne-a oferit și ceea ce am acceptat de la viață. Nu mai există astăzi o regulă. Există doar niște ghiduri pe care noi în medicina longevității astăzi nu le mai acceptăm. Medicina modernă ne spune că îmbătrânirea este fiziologică, deci firească, dar și patologică. Și atunci, noi care suntem specialiști în domeniul acesta, vrem și susținem și facem toate eforturile pentru ca îmbătrânirea să nu fie patologică și să fie cât mai mult fiziologică. Bătrânețea poate fi înțeleasă, este mai puțin înțeleasă în sociologie, dar poate să fie înțeleasă și pledez pentru întoarcerea către acest tip de înțeles, poate să fie înțeleasă ca vârstă socială și ca vârstă culturală, adică un anumit tip de a fi în lume, nu doar o categorie socială. Bătrânețea poate să fie interpretată ca o categorie a pensionabililor sau a persoanelor neactive. Poate să fie interpretată automat ca grupul celor trecuți de 60, 65, 70, 75 de ani, depinde de convenția care există în fiecare tip de legislație sau în fiecare societate. Dar ceea ce vreau să accentuez este că, inclusiv din punct de vedere sociologic, suntem sensibili și trebuie să devenim din ce în ce mai sensibili, nu doar la acest tip de clasificare, da? A bătrâneții ca un grup nominal de oameni, ci ca la o categorie culturală, la oamenii care împărtășesc anumite valori, au anumite principii, au un loc bine stabilit, au comportamente bine stabilite, au vocații, au un tip de cultură proprie. Bătrânețea este una dintre cele mai frumoase împliniri ale evoluției speciei umane înainte de Marea Trecere. Astăzi, bătrânețea se dorește a fi o prelungită tinerețe, o etapă a vieții în care societatea ne împinge la o grijă exagerată doar pentru trup, uitând că, de fapt, acești ultimi ani primiți în dar trebuie trăiți într-o deplină înțelepciune, într-o asumare conștientă a sfârșitului firesc dat nouă tuturor. Noi toată viața noastră aici pe pământ trebuie să învățăm cum să trăim, ca astfel să învățăm să murim și să părăsim lumea aceasta la bătrânețe, pentru că ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea sfârșit creștinesc, dar în aceeași măsură și viața îndelungată. De aceea, bătrânețea este asociată cu viața îndelungată, dar din punct de vedere spiritual este asociată, de fapt, cu viața trăită în Hristos. Este, din punctul meu de vedere, cea mai plenară trăire a vieții. O să vi se pară ciudat ceea ce spun, nu momentul formării, nu momentul tumultuos al trăirilor afective, ci momentul în care experiența așează și gândirea și sentimentele și perspectivele, pentru că după o anumită vârstă te gândești exact la Marea Trecere. Așadar, din punctul acesta de vedere, aș spune că bătrânețea este o împlinire. Eu sunt bătrână, mamă, sunt bătrână, dar sunt fericită. Ai avut un bătrân fericit. Cum ne raportăm la bătrânețe și la neputințele ei depinde de lăuntricul fiecăruia. Pentru unii, o slăbiciune a trupului e privită ca un mare chin. Pentru alții, e o binecuvântare. Pentru unii, timpul care trece agale e suferință la fiecare respirație. Pentru alții, e prilej de rugăciune. Biserica vine în întâmpinarea nevoilor fiecăruia, și a celui ce primește cu greu căruntețile, dar și a celui ce demn își poartă gândul la întâlnirea cu Hristos, cu cei dragi trecuți deja în eternitatea timpului. Cât trăiesc acum, e numai mina lui Dumnezeu, să știți, ca să mai fac o pomană și pentru frații mei și pentru mama mea și pentru tatăl meu. Când nu m-am frat, nu m-am nimic, toți s-au dus la Domnul. Dumnezeu știe că sunt la Domnul. Mi-am murit toți frații. Am murit în timp la Micu, am murit la Marley, am murit și la... Nu mai am pe nimeni. Nu mai am decât copiii. Cum e bătrânețea? E grea, că nu mai pot să fac treabă. Foarte grea. Ajutorul cel mare vine de la Dumnezeu, așa este? Da. Mă rugam și mă spuneam, Doamne,
dă-mi și mie de pâinea de mâini. Asta e viața. Societatea modernă leagă de trup frumusețea omului, astfel frumusețea este privită ca apanaj al tinereții. Din presiunea aceasta, oamenii de astăzi se agață cu disperare de toate avantajele pe care le aduce tinerețea. Dacă s-ar inventa o licoare care să garanteze că omul nu va mai fi atins de degradarea țesuturilor, că va fi până la ultima suflare în trupul tinereții, câți doritori ar fi să o înghită? Toți cei care nu au înțeles nimic din ciclul natural al vieții, toți cei pentru care doar ceea ce este palpabil are sens, toți cei care nu mai văd și dincolo de mormânt. Trebuie să ne acceptăm bătrânețea, pentru că dacă nu suntem educați în sensul acesta, nu vom accepta niciodată. Faptul că noi le cerem oamenilor să fie activi, ca la 40 de ani este imposibil, la 60 sau 70 sau 80, este absolut imposibil. Dar ceea ce nu știu mulți este că a fi activ nu înseamnă a fi activ profesional doar, înseamnă să fii activ în plan spiritual, înseamnă să fii activ sau să-ți asumi o decizie nutrițională legată de nevoile tale individuale, înseamnă să fii o persoană care se roagă. Vârstnicii din nordul Europei se percep în medie cu 13 ani mai tineri decât vârsta pe care o au de fapt. Ceea ce sigur poate să fie interpretat în sens optimist. Sunt încă deschiși, au încă foarte multe resurse, au vitalitate, au curiozitate, sunt gata să se angajeze în viață, da? Așa cum ar face o persoană cu 13 ani mai tânără. Dar la limită pot da naștere unui anumit tip de manifestare patologică, a unui retard al vârstei. Există acest protest împotriva actului îmbătrânirii și împotriva vârstelor înaintate. Nu mai vrem să fim asociați cu etapa terminală. Ne învață înțeleptul Solomon că urâte sunt tinerețile în bătrânețe și frumoase sunt bătrânețele în tinerețe. Trebuie să te cam împaci cu gândul că ai ajuns bătrân. Este o mare problemă că atunci când ai ajuns bătrân să nu accepți această stare. Pentru că îți va da foarte mult de lucru. Este o mare problemă, nu doar a modului în care noi ne comportăm civilizat în societate, a modului în care ne adresăm față de cel în vârstă, față de celelalte categorii sociale, ci este în primul rând o acceptare a unei realități a vieții. Și această acceptare îți dă, dacă vrei, realitatea de unde trebuie să pleci. Ca templu al Duhului Sfânt, trupul nu trebuie neglijat și lui se cuvine o atenție constantă. Omul trebuie să aibă grijă de sănătatea lui trupească, dar nu în mod excesiv, exclusiv. Niciodată să nu-l separe de suflet. Astăzi, datorită științei și tehnologiei medicale avansate, bătrânețea e mai ușor de purtat. Este și acesta un dar de care putem, cu discernământ, să ne bucurăm. Chiar și așa, nu putem șterge la bătrânețe tot ceea ce am neglijat o viață sau am abuzat fără să ne gândim la consecințe. Da, într-adevăr avem informația astăzi care ne ajută să putem preveni bolile cronice care au legătură cu îmbătrânirea, să prevenim îmbătrânirea cerebrală, să prevenim tot ce înseamnă îmbătrânire metabolică, cancer. Tot ce are legătură cu vârsta poate fi prevenit. Prin urmare, toate bolile asociate fenomenului de îmbătrânire pot fi prevenite dacă oamenii sunt educați și informați. O condiție ca să-ți schimbi, să te transformi, să-ți transformi viața dintr-o viață în boală, într-una în sănătate, ai nevoie, în primul rând, de credință că poți face lucrul ăsta. Oamenii spun de voință. Nu. Zic de credință, de informație, ai nevoie de disciplină, deci de acțiune, de disciplină și de răbdare. Oamenii când descoperă ceva și fac pasul acesta către acțiune, vor să se întâmple a doua zi sau peste noapte să aibă și rezultate. Ori natura ne-a învățat că ce cultivăm primăvara, culegem toamna, nu tot primăvara.
este foarte greu să mai repari când ai căzut și când ai ajuns la fundul sacului cu energia, cu vitalitatea. Longevitatea depinde de fiecare dintre noi, mai că avem atât de multe mijloace la îndemână care țin de tehnologie, de evaluare individuală, de istorie naturală de viață, de individualitate. În primul rând, trebuie să înțelegem că fiecare îmbătrânește în mod distinct. Toată lumea crede că îmbătrânește cu grupul. Nu e adevărat. Anii mulți se poartă cu recunoștință, cu tihna binelui lăsat în urmă, dar și cu asumarea a ceea ce trebuie încă îndreptat. Ion Nistor din județul Neamț, veteran de război din linia întâi a frontului în cel de-al doilea război mondial, de 100 de ani strânge amintiri în cufărul vieții. E mulțumitor pentru toate câte a avut de dus, mai cu seamă că prieten de nădejde îi rămâne până la ultima suflare cu nemijlocita iubire de mamă, Maica Domnului. În 23 m-am născut, 7 ianuarie, ora 8, am ieșit pe ecran, A ieșit afară și am ajuns la anii și acum. Cât munt am umblat eu și câte dealuri și cât pe front, cât am umblat și cât am tribuit. Nu a rămas mănăstire ca să-mi și să mă duc cu băieții. I-am purtat sărași pe toate rechile. Dumnezeu pe toate iubiați. Să-l plătești fiecare pe faptul lui. Dumnezeu nu se supără pe noi. Noi îl supărăm pe el. Mai mult să iubim și să iertăm pe dușmani. Să nu ai ură pe cealaltă. Iartă Doamne greșalile noastre, pe cum și noi iertăm greșalile. Cum să-ți ierte ție dacă tu nu îl ierți pe dușman? Dar nu din mândrie, din inimă să-l ierți pe așa cartău. Și mai mult să-l iubești pe el, mai mult pe el să-l iubești ca pe tine. Maica atunci, că fiul m-a ajutat și eu. Așa prietenii ăștia, stau de vorbă cu mine, că n-am ceva, Maica Domnului. Roagă pe fiul tău să-mi ierte, Maica Domnului, am greșit acolo, roagă fiul tău. Asta o am permanent. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa întrucât drept ești tu în cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Badea Nicolae a rămas în amintirea satului său așa, cu această smerenie în așezare, în ochi și în glas. Cu amintirea psalmilor pe buze, 89 de ani a trăit. Locul lui din biserica satului Boiu din județul Mureș este astăzi gol, dar sufletele celor care l-au cunoscut sunt pline de luminoasa lui amintire. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă oasele cele smerite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Chiar dacă vasul din afară, vasul de lut al trupului, cum spune Sfântul Apostol Pavel, se deteriorează, există o întinerire duhovnicească, sufletească și bătrânul reprezintă o memorie a trecutului, care se constituie într-o punte între generații și de aceea autoritatea și cuvântul înțelepciunii sale trebuie mereu apreciat. Când îi definim pe bătrân ca pe înaintași, ca pe cei datorită cărora existăm, cei care ne-au dat viață, cei în urma a căror existență a apărut și viața noastră, lucrurile se schimbă. Sunt cei dinaintea noastră. Înaintașii noștri sunt cei fără de care n-am fi putut să existăm. Înaintașii noștri sunt cei care le datorăm respect, pentru că ei sunt nu numai rădăcinile noastre, sursa vieții și temeiul existenței noastre, dar sunt și cei de la care am moștenit mai mult decât suntem conștienți, mai mult decât trăsăturile noastre, caracterele noastre genetice. Am moștenit un fel de a fi, un fel de a înțelege, un fel de a reprezenta lumea, un fel de a gândi familia sau pe noi înșine sau de a ne ruga. Nu ne place uneori, nu suntem uneori mulțumiți de moștenirea pe care am primit-o, dar este singura pe care o avem. Noi avem în patrimoniul nostru narativ, oral,
o istorie care la bază este, își are rădăcina probabil într-una din cărțile populare care au circulat în sud-estul european, Țara fără bătrâni, sub forma unei legende la noi, în alte părți, alte genuri narrative, istorisește un eveniment dramatic din viața unei comunități, a unei țări, de fapt, care își ucisese bătrânii, un singur bătrân rămăsese în viață, ascuns de fiul lui, de care era foarte atașat, și care, într-un moment de criză, atunci când țara era în pericol, a apelat la înțelepciunea bătrânului și a salvat țara. Asta este una dintre parabolele cu largă circulație la noi și este în repertoriul internațional narrativ. Chipul smerit al bunicului Nicolae ne aduce în atenție rolul important pe care persoanele în vârstă îl aveau și firește ar trebui încă să-l aibă în societate. Anii care s-au scurs vin cu o bogată experiență de viață, cu o înțelepciune. De aceea, o comunitate care își respectă și își valorizează bătrânii va fi mereu un câștig. Erau foarte apreciați, pentru că această experiență de viață însuma toate etapele despătimirii vieții umane. Nu era o acumulare doar de cunoștințe, o acumulare doar de o experiență de trăire într-un anume fel, ci era această experiență trăită în numele lui Hristos. Un bătrân este un adevărat ezaur, dacă știi să-l folosești, dacă știi să-l exploatezi, dacă știi să ajungi la dânsul. Dar vedeți cum spune românul, tinerețea de ar vrea, bătrânețea de ar putea. Și atunci ar cam trebui să ne uităm pe cine avem pe lângă noi, pentru că există adevărate comori și adevărate bogății. Și nouă ne se întâmplă ca duhovnici lucrul acesta frecvent. Satul meu natal era un sat foarte așezat, în care bătrânii erau la loc de cinste. Dar, din păcate, toată această tradiție s-a pierdut. Îmi aduc aminte că lumea nu se sfia să se ducă să-l întrebe, de exemplu, pe un bătrân, Vasile Enache. Era o întreagă enciclopedie ambulant. Și toată lumea, când avea nevoie de o informație sau avea nevoie de un sfat, se ducea la bătrânul. Și găsea pentru fiecare un cuvânt de mângâiere. Cu alte cuvinte, tezaurile acestea vii, care sunt bătrânii, trebuie spuse în valoare. Categoria aceasta de vârstă este strâns legată, mai ales de poziția pe care o ocupă cineva în familie. Și bătrânețea, să spunem așa, poate apărea la vârste diferite în funcție de experiența, tradiția din familie, dar și de particularitatea momentului anume în care se află o familie. Bătrânul trebuia să fie și cel care cunoștea cel mai bine istoria neamului, istoria legăturilor pe care neamul respectiv l-a avut cu restul comunității și în același timp trebuia să-și fi domolit patimile. Bătrânul din familie era cel care trebuia să fie cel mai conștient de felul în care o familie trebuie protejată în așa fel încât să nu dispară, să meargă mai departe, să continue în existența ei de sânge. Vârstnicii din familie ocupau mai îndată o poziție de supraveghetori, de observatori și interveneau numai atunci când era nevoie. Cum au ajutat vârstnicii la promovarea, la dezvoltarea societăților? Prin memorie, cea mai îndelungată memorie o au cei mai vârstnici dintre membrii comunității, prin experiență și înțelepciune, prin povață, adică prin împărtășirea acestei experiențe și a înțelepciunii către ceilalți. Este scurtcircuitarea învățării, dar nu mai trebuie să trecem noi prin toate experiențele, le avem deja acumulate, ei sunt agenții tradiției. Și un etolog laureat al Premiului Nobel spunea la un moment dat ceea ce căpătăm în cunoaștere prin tradiție este mult mai important decât ceea ce căpătăm nou, ceea ce ne intră nou în câmpul cunoașterii.
În satul Năruja din județul Vrancea am cunoscut alt chip peste care anii s-au așezat luminos, 91 la număr. Tanti Marghioala ține încă strâns la piept bucuria vieții, deși 4 din cei 5 copii s-au stins înaintea ei. Recită poezii pe care le-a învățat din reviste pe când era mică și este încă în putere. Trupul trage cât poate, iar mintea e la odihna veșnică pe care nădăjduiește să o dobândească. Cum trăiește un bătrân? Trăiește bine. Trăiește bine. Ce trebuie să facă ca să trăiască bine? Să se facă tot, să trăiești, să împletești. Ca să trăiești bine. Să faci ceva ca mintea te îmbolnăiești. Dacă nu faci treaba. Cum a fost viața dumneavoastră? Povestiți-mi un pic despre ea. Potrivit așa. Nici rău, nici bună. Așa, și de bine, și de rău. Mi-a murit băieți mari. Da. Ce să faci? S-a dus. Dumnezeu mă ține, nu mă mai pun așa. Dar eu fac mătănii, cât zeci mătănii noaptea. Dimineața, seara. Dar face lumea mătănii, acum nu face. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele. Și eu... Și astăzi vestesc minunile tale, până la bătrânețe și căruntețe. Dumnezeule, să nu mă părăsești. Bătrânii evlavioși se agață cu toate puterile rămase de rugăciune, iar rugăciunea le este într-un final alinare și nădejde. N-am încotro. Stau cu Dumnezeu și cu Maica Domnului. Ce vrei, ia și eu faci cu mine. Ce să fac? Altceva n-am de făcut. Dar să vezi că mi-aduc aminte toate relele care le-am făcut din copilărie. Mi-aduc aminte și stau noaptea că nu pot dormi și zic, Doamne, câte am făcut eu asta. Scriam câte o hârtie, nici părinții nu știa să citească, scriam prin scurtate, dar eu dacă le-am scris știam ce e acolo. La spovedanie. Toate le-am, de unde duci pomenele cu ăsta? Lasă-mă, părinții, să spui că toate le-am făcut. Și apoi, o jumătate de oră stea cu mine și acolo citeam acolo tot, să mă dezlege, să mă ce. Dar dacă eu mi-aduc aminte acum de ele, mare Dumnezeu, m-a scos din toate. Îmi sper să mă aduc și de aici încolo. La nivel global, în studiile dedicate vârstnicilor se utilizează un prag de 60 de ani, în timp ce la nivel european, pragul cel mai des utilizat este de 65 de ani. În 2020, statisticile arătau că în România persoanele de peste 65 de ani reprezentau 19% din totalul populației. Un raport ce a avut ca sursă de date sondajul european privind calitatea vieții din 2016 arată că problemele majore ale vârstnicilor din țara noastră sunt starea de sănătate proastă, sănătatea mentală precară, singurătatea, lipsa accesului la servicii de îngrijire adecvate, nivelul de trai scăzut. De asemenea, în raport se menționează că dezavantajele la vârste înaintate sunt de cele mai multe ori rezultatul unui proces de acumulare pe parcursul vieții. La fel sunt și avantajele. Nevoile bătrâneții sunt legate de asocierea multor boli cu care se confruntă pacienții de peste 60-65 de ani. Din păcate ne confruntăm cu îmbătrâniri precoce, în primul rând în plan cerebral, și asta este o problemă pentru noi toți. Îmbătrânim cu toții, numai că fiecare îmbătrânește individual și personalizat în funcție de toată interacțiunea pe care au suportat-o de-a lungul întregii vieți cu stresorii externi. Că sunt factori de mediu, că sunt factori epigenetici, impactul acestora asupra stării de sănătate, mentale, fizice, fiziologice, este foarte important. Persoana vârstnică a fost un contribuabil toată viața și este contribuabil în continuare, pentru că din pensie se oprește un impozit. Ok. Statul, societatea ar trebui ca această contribuție să o folosească și să o întoarcă către persoana vârstnică atunci când ea devine neputincioasă. Ce vedem aici sau ce se observă este faptul că persoana respectivă s-a achitat vrând nevrând, obligată de bunăvoie de această obligație de a contribui, pe când statul, când își vede saci în căruță, nu mai e atât de deschis să folosească aceste resurse pentru a le întoarce către omul în nevoie. Sunt state care acordă foarte mult
și sunt foarte implicate în finanțarea cercetării în îmbătrânire. Evaluarea și cercetarea aceasta în ceea ce privește nevoile persoanelor vârstnice este o evaluare în dinamică. Am participat în urmă cu ceva ani buni într-un proiect european și această finanțare era proporțională cu interesul acordat îmbătrânirii. Da? Și dincolo de faptul că noi nu alocăm buget pentru cercetare, pentru România, îmbătrânirea sau acest domeniu nu este o prioritate. Tendința este către asumarea din ce în ce mai mică măsură a bătrâneții, tocmai pentru că devenim mult mai puțin sensibili la avantajele reale pe care, iată, societățile tradiționale, cum este și societatea românească, le atribuie, le recunosc încă în bătrâni și în bătrânețe. Grija pentru persoanele în vârstă, ne învață Biserica, este o datorie morală. Mai mult, grija pentru cei ce ne-au dat viață este o poruncă. În Decalog, a cincea poruncă este despre respectul și îndatorirea copiilor față de părinți. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Porunca aceasta cu atât mai mult trebuie să ne înmulțească iubirea responsabilă atunci când părinții, bunicii noștri, ajung la anii în care mâinile nu mai ascultă de ceea ce inima și mintea încă vor să facă. În cele 10 porunci lăsate de Dumnezeu omului, una dintre ele spune foarte clar să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Îngrijirea, ocrotirea, cinstirea părinților este o datorie sfântă, mai ales că părinții sunt cei care ne dau viață, ne aduc, ne cresc și odată cu înaintarea lor în vârstă, în calitatea noastră de fii, de copii, după trup, avem datoria să îi îngrijim pe proprii părinți biologici, dar la fel avem datoria în calitate de fii duhovnicești să îngrijim pe părinții duhovnicești spirituali care ne-au călăuzit viața, care ne-au fost mentori, care ne-au fost modele și exemple. De obicei, în familia tradițională, copilul ultimul rămânea în casă și urma să aibă grijă de părinți, părinții care de obicei se retrăgeau într-o casă mai mică, alături, tot în aceeași ogradă, să spunem. E bine, în sarcina copiilor era să aibă grijă de părinți și mai ales să aibă grijă ca sfârșitul lor să aibă loc în condiții de curățenie spirituală și, bineînțeles, și fizică. Să nu uităm tradiția acelui rămas bun, a binecuvântării, a despărțirii și a iertării. Își cere iertare de la fiecare în parte. Și celălalt trebuie să-l ierte, și vecini și rude mai îndepărtate. Așa era tradiția. În România, 850.000 de oameni au atins pragul de 80 de ani. Aproximativ 500.000 au până în 85 de ani și peste 7.000 au depășit 100. În martie 2023, cea mai în vârstă persoană înregistrată avea 113 ani. Ultimele statistici arată că, în România, speranța de viață la naștere a crescut ușor. La nivelul Uniunii Europene, țara noastră, deși are această creștere sensibilă, se află în partea de jos a clasamentului. În top se află Spania cu 83,3 ani, urmată de Luxemburg și de Italia. La nivelul Uniunii Europene, speranța de viață, în schimb, a scăzut. Media din 2023 este de 80,1 față de 80,9 în 2014. România înregistrează în prezent o medie de 72,9 ani. Îmbătrânirea populației vine cu o presiune pentru societățile actuale. În România se menține sporul natural negativ. Acest lucru este valabil și la nivelul Uniunii Europene. O realitate cu multe implicații la nivel social. Bătrânii noștri sunt cei care devin inutili din punct de vedere profesional, care devin o povară din punct de vedere economic. Ne uităm la îmbătrânirea demografică și este un semn de alarmă și este foarte interesant acest paradox cum pe măsură ce societățile sunt mai îmbătrânite, bătrânii devin mai puțin importanți ca resursă a ceea ce sunt de fapt.
creștem vârsta la pensionare, ceea ce înseamnă și se vorbește mult despre conceptul de îmbătrânire activă, adică îi păstrăm pe bătrâni, ne străduim să le transmitem această presiune de a se menține într-o vârstă pe care ei sunt în curs să o depășească, de a se menține activi așa cum sunt adulții activi. Ceea ce nu este recunoașterea resursei pe care bătrânețea o are, ci este presiunea către bătrâni de a-și amâna îmbătrânirea și de a nega ceea ce ei în mod natural pot să fructifice. Deci îi vedem ca pe persoane care trebuie întreținute, îi vedem ca pensii care trebuie plătite, persoane din ce în ce mai bolnave și a căror asistare medicală trebuie de asemenea susținută de către societăți, îi vedem ca pe un risc, da, social. Paraschiva e un caz fericit, are parte de dragostea și grija familiei. Înțelege însă vremurile delicate și pline de durere pe care le trăim acum. Munte, munte, bărat frumos, a pleacă-ți creierile în jos, să mă urc în vârful tău, să privesc satul meu. Satul unde m-am născut, cu cine am copilărit, să-mi văd casa, să-mi văd tata, să-mi văd mama sărăcuța, i-am hrănit cu lingurița. Și acum am crescut mare și am trecut peste hotar. Nu văd frați, nu văd sorori, nu văd grădinuța cu flori. Dacă aș fi să plec, florile nu mai floresc. Dacă aș fi și-o pleca, florile toate s-au uscat. Numai Dumnezeu s-a îndurat și-a ploua și florile toate le-au dat. De unde e poezia asta? În gâtul meu ne-am făcut-o plicind florile. Prizim florile, tot am pus câte una. Și am, asta am pus-o cu s-o dus copiii în străinătate, românii, sărași, s-o dus toți, zic, să-i fac o poezie. Societatea noastră se confruntă și cu o altă realitate dură. Milioane de români au plecat peste hotare. Asta înseamnă tot atâția copii, părinți și bunici rămași fără cei în putere lângă ei. În Italia se știe că multe dintre româncele noastre au grijă de bătrânii din peninsulă. Pentru că viața nu le-a oferit o alternativă în țară, îngrijesc mâinile îmbătrânite ale celor ce nu le-au oferit îmbrățișări în copilărie. Șterg lacrimile altor mame. O imagine tristă a unei societăți ce pare că și-a abandonat bătrânii. Ma siamo buone, siamo bene insieme. Stiamo benissimo. Sono brava con te. Siamo bene. Ti manca qualcosa con me? Non manca niente. Sei contenta? Contentissima. Bravissima. Fac serviciu de badantă. Ce înseamnă asta? Lucru în continuu, zi și noapte, 24 din 24, fără oprire. Plătit puțin, muncit mult. De cât timp sunteți în Italia? De 12 ani. Ăsta e destinul omului, nu se știe. Te naști undeva și mori în altă parte, sau nu se știe. Poate ne întoarcem, dar la bătrânețe, că nici nu sunt tânără, am 60 de ani aproape. Păi e greu? Acum nu mai este greu, că copiii au crescut și e mai ușor, un pic. Greu a fost, tristețe în continuu. Ce a fost în România nu mai există, în Italia nu găsești. Ți se duce spiritul de viață, de familie, de tot. Rămâi cu o tristețe interioară nedefinită. Nu o poți spune nimănui. Te înțelege numai cine lucrează așa ceva. Avem atâtea cazuri în 30 de ani în care copiii sunt plecați în străinătate. Muncesc ca să facă bani, să-și ajute familia. Ne vin pacienți care sunt în nevoi, multiple. Ei încearcă să facă totul pentru părinții lor, numai că nu este suficient. În momentul în care hotărâm să instituționalizăm, este foarte târziu. Și plecarea sau îndepărtarea de familie este un factor de risc enorm pentru părinții care rămân acasă. Până la urmă, relaționarea de calitate, calitatea aceasta a relațiilor sociale, că sunt familiale, societale, nu contează. Ele, de fapt, induc sau duc la prelungirea vieții și a calității vieții celor care, de care ne ocupăm și de care ne îngrijim. Cea mai mare însă supărare a bătrânilor de astăzi, în special de la țară, este că nu mai au pe cei dragi aproape, pentru că sunt împânziți prin cele patru zări ale lumii să-și câștige existența și rămân singuri. Aceasta este cea mai mare povară, să-i vezi cum stau
în poarta casei și așteaptă și așteaptă și așteaptă. Că poate cu un autobuz, cu altul, cu o mașină sau la un soroc să vină cineva și să le mai calce pragul. Și asta este cea mai mare tristețe pe a unui bătrân. Să știți că bătrânul rabdă și de foame, rabdă de multe, lipsa multor lucruri, dar nu poate să rabde de singurătate. Și singurătatea aceasta se traduce nu doar în lipsa celor dragi, ci se traduce mai mult în lipsa față de comuniune. Părăsirea pe care o simt bătrânii este de fapt părăsirea pe care Dumnezeu le-o arată prin noi. Pentru că Dumnezeu a făcut din cei tineri și din societate, în general, mâinile întinse, prin care noi trebuie să-i ajutăm pe cei bătrâni și de multe ori, iată, ajutorul acesta nu vine de nicăieri. De aceea este un lucru trist și ar trebui să ne mobilizeze în așa măsură încât să vedem mai mult nevoile celor aflați în suferință. Neputințele lor, a celor ce nu mai pot și cărora nu le mai deschide nimeni ușa, nu rămân neglijate de biserică. Pastorația persoanelor în vârstă reprezintă în primul rând o atenție delicată pentru mântuirea sufletelor, dar și o preocupare pentru alinarea suferințelor trupești. O datorie sfântă ce ne obligă pe fiecare în parte să îi respectăm și să îi ajutăm pe cei cărora viața le oferă un ultim răsărit de soare, poate, un ultim zâmbet. Din păcate, în zona noastră sunt foarte mulți tineri plecați în afară. Nu cred că există familie în care să nu aibă un copil plecat în afară, dacă nu toți. Copii. Și atunci vă dați seama că copilul din afară ce poate să facă mai mult decât să trimită bani, să zicem, să-l ajute pe bătrân. Dar bătrânii noștri nu au nevoie neapărat de lucrurile acestea materiale. Bineînțeles, o farfurie cu mâncare, medicamente, dar bătrânii noștri au mai multă nevoie de un cuvânt, acum să spun, de socializare, de a se întâlni față către față, de a-și vorbi, de a simți prezența cuiva lângă ei și de a simți dragostea celui de lângă el, a copilului, a nepotului, a fiului, a celor dragi lor, să fie aproape de ei. Dar când lucrul acesta nu se întâmplă, primul rând putem să-i ajutăm prin rugăciune, rugând la Bunul Dumnezeu să le dea și răbdare și putere să facă ceea ce trebuie să-și facă și, în al doilea rând, să-i ajutăm prin participarea noastră activă în viața lor. Biserica Ortodoxă Română vine zilnic în sprijinul bătrânilor singuri, prin parohiile pe care le avem în toată Patriarhia Română, aproximativ 13.000, prin preoții care slujesc acestor parohii, aproximativ și peste 14.000, atât din punct de vedere material, ajută preoții aceștia prin cumpărarea de hrană, de medicamente, de lemne, tot ce înseamnă produse materiale și igienico-sanitare, evident. Un alt sprijin pe care preoții îl oferă este acela psihologic, pentru că de obicei preoții merg și vorbesc cu bătrânii, socializează cu ei, îi îndeamnă ca să treacă mai repede peste anumite lucruri pe care ei le-au în viață. De exemplu, singurătatea este unul dintre probleme majore ale vârstnicului. Și din punct de vedere duhovnicesc, spiritual, preotul este cel care administrează Sfintele Taine vârstnicilor, se roagă pentru ei, săvârșesc Sfintele Taine, dar și rugile pentru persoanele în vârstă. Și acesta este un prim plan. Biserica se mai implică și în alte moduri. Aș menționa aici campaniile noastre și una dintre ele, cea mai importantă de altfel pe care o avem la nivelul Patriarhiei Române, este Caravana Sănătate pentru Sate, în care medicii ortodoxi de diferite specialități merg în comunitățile vulnerabile și majoritatea beneficiarilor acestei campanii sunt bătrâni în vârstă și cu posibilități financiare destul de reduse. Federația Filantropia, prin membrii săi, are 10 ONG-uri, organizații non-guvernamentale, care oferă servicii licențiate persoanelor vârstnice. Aproximativ 1.000 de persoane, 1.000 de seniori, beneficiază de aceste servicii zilnic. Dincolo de asistența acordată la nivel central, grija Bisericii pentru Bunicii României este în primul rând o constantă a vieții parohiale. Preoții de parohie sunt cei care vizitează bătrânii în mod regulat și care le oferă sprijin duhovnicesc și social. Lor li se destăinuie, în ei își pun nădejdea cei ce nu mai pot și nu mai au cui să spună ce îi doare, ce nevoie au. Biserica, pot să spun că este cam singura instituție din zona asta care efectiv cercetează fiecare bătrân de cel puțin 4 ori pe an.
dacă nu de mai multe ori. Adică preotul din parohie știe, fiecare bătrân în parte știe ce probleme are, știe neputințele pe care le are, încearcă să le rezolve atât cât poate, atât prin plan material, dar mai ales pe plan spiritual. Bucuriile și neîmplinirii vârstei a treia le constatăm în fiecare zi, fiecare dintre noi, fie în activitatea pastorală, ca preoți implicați în viața parohiilor noastre, fie în calitate de copii ai părinților noștri care au devenit la rândul lor bătrâni. Și bucuriile lor sunt bucuriile întâlnirii cu persoanele dragi, bucuria comunicării și comuniunii în rugăciune de multe ori, când ne întâlnim bătrâni care au frecventat biserica și nu mai pot, și atunci când se întâlnesc în mod personal, există un schimb de afectivitate și de mărturisire în dialogul care se instituie între preoți și bătrâni. În Patriarhia Română, pentru vârstnici, sunt 53 de centre rezidențiale și 27 de centre de zi. În capitală, maicile de la Mănăstirea Cristiană au șters multe lacrimi, cele ce și-au pus întreaga viață în brațele milostive ale Maicii Domnului și au luat ca model pe preasfânta născătoare de Dumnezeu și pe sfintele cuvioase, țin în brațe acum slăbiciunile bunicilor uitați sau care nu mai au pe nimeni. Mă gândesc așa cu drag la ele și îmi vin în minte niște versuri scrise de marele poet creștin Vasile Militaru. El zice așa: în grădina largă a vieții, omul seamănă cu o floare. Bate vântul, cade bruma, urgisită floarea moare. Dar rămâne amintirea celor dragi care își au drumul, cum din floarea îmbătătoare ne rămâne scump parfumul. Și așa rămâne și după fiecare doamnă. În așezământ sunt 22 de persoane care au parte de toate îngrijirile necesare unei bătrâneți liniștite. Un pat confortabil, o masă caldă, servicii medicale, o vorbă bună, o îmbrățișare la nevoie. Ce le se oferă mai de preț este atenta grijă pentru mântuire. Se spovedesc, se împărtășesc des, iar asta le aduce duh de pace. E o tihnă ce se așează în suflet și care are puterea de a vindeca rănile. Aici, trăindu-și ultimii ani sau poate chiar ultimele clipe din viață, la umbra bisericii, mulți au descoperit puterea tămăduitoare a credinței. Omul se împlinește prin viața duhovnicească, da? În comuniune cu Hristos. Și vedem că această viață duhovnicească îi modelează toată dispoziția, adică îi creează bună dispoziție, îl face mai generos, îl ajută foarte mult. Chiar și memoria se păstrează, da? Mai bine la un om credincios și cu viață duhovnicească. Bucuria lor cea mai mare duhovnicească este să se împărtășească. Și le facem bucuria de a se împărtăși fiecare când doresc, adică în sărbători, dacă vor, sau cum a fost ziua de 8 martie. A fost cadou nostru al mănăstirii pentru Doamne. S-au împărtășit toate de 8 martie, deși împărtășarea nu se face după slujbă, că nu pot Doamnele. Sunt ca niște copii, trebuie să se împărtășească dimineața. Nu toată lumea poate să stea până la prânz, au tratament, trebuie să mănânci. Și atunci se împărtășesc dimineața și ca să împărtășească toată lumea dimineața, noi personalul de îngrijire a trebuit să venim cu noaptea în cap, cum să zice, să le schimbăm, să le pregătim, să le îmbrăcăm ca să împărtășească. Dar erau atât de fericite că se împărtășesc de 8 martie. Era cadou cel mai potrivit pentru ele, cadou duhovnicesc și a avut o valoare foarte mare. Pentru unii e o șansă să ajungă într-un centru rezidențial la anii bătrâneții, să nu moară singuri și uitați în casă. Pentru alții e o durere care îi sfâșie. Își împachetează viața într-o valiză și pleacă spre ultima reședință pământească. Însă, oricât de bună ar fi mâncarea pe care ei nu mai sunt în stare să o gătească, oricât de confortabil ar fi patul în care oftează acum, casa lor nu este uitată. Locul dobândit prin muncă și sacrificii, ridicat în multe situații chiar cu propriile mâini, locul în care și-au văzut copiii crescând, acolo unde și-au trăit bucuriile și tristețile. Acela e locul în care vor să închidă ochii, acasă. Societatea s-a schimbat foarte mult și egoismul promovat pe scară largă astăzi în societate duce la înstrăinarea generațiilor și la ruptură, ca să nu zicem cum de conflict sau de război între generații. Și lucrul acesta nu este normal. Nu este normal când un bătrân este aruncat într-un azil
și lăsat să moară într-o singurătate crunte, pentru că bătrânii nu au nevoie de multe lucruri. Nu mai au nevoie de foarte multe lucruri materiale, au nevoie de puțină dragoste și de puțină atenție din partea celor tineri. Omul este bine să moară între pereții lui, cum se spune în tradiția noastră românească. Și eu sunt de părere că dacă omul are patul lui și dacă are casa lui, acolo trebuie să moară, pentru că acolo este impregnat spațiu, tot cel înconjoară de propria lui personalitate. Acolo, să spunem așa, e toată încărcătura lui de cunoaștere și afectivă. Nimic nu este mai tragic pentru cultura română tradițională decât înstrăinarea. Înstrăinarea este un fel de moarte identitară. Pentru cei cărora ghemul vieții se apropie de final, ar trebui cu toții să ne îngrijim să le oferim un permanent acasă, fiecare după putința sa. Să nu le lăsăm rănile să doară și mai tare, să nu îi lăsăm ca apăsarea singurătății să îi cuprindă, să îi încredințăm că în purtarea de grijă a milostivului Dumnezeu nimeni nu este uitat și singur. Și, chiar și atunci când timpul pare că nu mai are timp, e încă răgaz pentru mântuire. Singurătatea nu este singurătate atâta vreme cât un om îl are pe Dumnezeu. Atâta vreme cât omul îl are pe Dumnezeu, are totul. Atunci când omul modern are pe toată lumea lângă el și comunică și toate mijloacele de comunicare moderne sunt la îndemână, cu toate acestea simte tot mai apăsător singurătatea și lipsa comuniunii, pentru că aceasta nu vine doar din prezența celor dragi, ci vine în primul rând din credința în Dumnezeu.